Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Fecioara, 2020 Zilele grele de anul trecut vei dori să le diversifici cu ajutorul aventurii, iar anul 2020 este gata să-ți aducă un maxim de evenimente interesante. Va apărea un hobby fascinant sau ceva îți va capta într-un mare fel atenția? Poate vei începe studiile la clasele de masterat sau un curs profesional, astrele te încurajează să nu abandonezi cursurile de formare. În ciuda costurilor financiare, viața poate ocupa o poziție mai înaltă, viața personală va intra pe un canal pașnic, cei din familie vor simți pacea și armonia, dacă ești liberă de angajamente, vor exista romanțe furtunoase în calea ta. Începutul noului an 2020 îți va rămâne în memorie prin multitudinea de impresii care se vor revărsa literalmente prin toate fisurile. În acest sens mă refer la cărții noi, călătorii, cunoștințe și informații neașteptate. Nu este surprinzător faptul că până la jumătatea lunii ianuarie te vei simți puțin obosită și chiar tristă, pentru că viața ta nu este ceea ce ai visat. În acest moment este important să te relaxezi puțin, limitând de numărul de întâlniri, întrebări și contacte. Dar nu întârzia relaxarea, sfârșitul lunii ianuarie și întreaga lună februarie nu este o perioadă propice să te relaxezi și să încetinești motoarele. Stelele îți promit un progres, așa că trebuie să rămâi în formă. În prima jumătate a anului aproape orice te poate face nervoasă. Dintr-o dată, mediul înconjurător va necesita o atenție deosebită, de la copiii care încetează brusc să se supună și terminând cu vecinii care fac vizite frecvente sau, să zic așa, inundații. Cauteți mântuirea în serviciul și munca ta, și dincolo de așteptările tale, totul se va îmbunătăți în cele din urmă de la sine. Dacă ești singură, stelele îți dau speranță pentru o cunoștință plăcută. Ascultă-ți inima mai ales în ultima săptămână a lunii mai, logodnicul tău este undeva foarte aproape. Luna mai prezintă cele mai mari pericole, iar achizițiile costisitoare ar trebui abandonate. A doua jumătate a anului șobolanului de metal nu va începe foarte bine. Vina este probabil să stea în propriile tale iluzii. Aceste iluzii te-au făcut să crezi în ceva care nu este și nu poate fi. Ca urmare, stresul și frustrarea. Ia-te singurii că de mână, trage-te deoparte, scoate-ți ochelarii de culoare roșie și evaluează treptat cât de mult se diferențiază realitatea de lume inventată și ce trebuie făcut pentru a reduce distanța. Caută sprijin la vechi prieteni și atrage energia din natură și reflecții. O mică călătorie în compania unei rude sau a unei persoane apropiate, pe care nu ai văzut-o din mai multe motive pentru o lungă perioadă de timp te va ajuta. Se așteaptă ca sfârșitul lunilor noiembrie și decembrie să fie destul de turbulent. Te așteaptă un nou loc de muncă pentru lucru, dar în același timp, o poveste neașteptată de birou, care va servi ca sursă de inspirație, dar în același timp va face inelul să tremure pe deget. Concluziile, indiferent dacă jocul merită lumânarea, sunt prea devreme de tras. Doar încearcă până la sărbători, fără a clarifica relația să te bazezi pe propria ta intuiție, este cea care te va îndrepta spre calea cea bună. Dragostea pentru fecioară în anul 2020 În 2020, poți fi destul de paralelă cu iubirea. Toate gândurile tale vor fi ocupate de o carieră, de promovare. De asemenea, vei fi destul de constrânsă să comunici cu rudele apropiate. Dacă pe iubitul tău nu-l plac părinții tăi, vei fi foarte îngrijorată de asta. Dar dacă romantismul tău interferează cu îndatoririle tale, vei face o alegere spre carieră. Și dacă trebuie să flirtezi cu persoana de care ai nevoie pentru a-ți atinge scopul, bine, de dragul cauzei, ești gata să te încurci cu ea. În același timp înșeli colegii și fanii. Dacă ești atârnată de familie, dragostea de hobby ai lăsat-o în urmă de anul trecut acum ești în întregime pentru stabilitate în relații. Aceste lucruri nu exclude posibilitatea de a flirta ușor, mai ales atunci când călătorești, dar nu vei merge mai departe, pentru că sprețuiești partenerul, sau pur și simplu altele mai interesante pe capul tău. Dificultăți pot apărea pentru cuplurile tinere, de la părinți, sunt foarte conservatori și nu doresc să-ți accepte pe cei dragi. Argumentele vor fi inutile. Prin urmare, cel mai probabil, îți vei da seama cum să comunici separat, fără rudele enervante care le ofensează pe cel iubit. Dacă ești singură, căutările tale se vor limita doar la cei care sunt potriviți pentru tine. Și criterii în 2020, vei avea destul de sigur, ai nevoie de un partener influent care te va ajuta cu o carieră. Poate că tu simți că tronul de sub tine în acest loc de muncă se topește deja și vei dori să preiei altul într-un alt regat. Poți găsi cu ușurință un om care răspunde la indicațiile tale neechivoc în și începe să te îngrijească. Dar câtă timp țin toate astea? Câtă de mult este suficient pentru tine să te prefaci că ești îndrăgostită sau să te convingi de asta? Ai mare grijă căci universul suferă destul de grav la interesele egoiste în dragoste cariera și banii pentru fecioară în anul 2020. Situația financiară din acest an te va mulțumi, vei avea mai multe surse suplimentare de venit. Principalul lucru este să nu refuzi ofertele și să te gândești bine la acțiunile tale. Simte-te liberă să investești în afacerea ta, să împrumuți, să sponsorizezi proiecte în ianuarie. Pe astrograma ta, Poziția planetelor în această perioadă indică returnarea rapidă a banilor, dar în martie, iulie și noiembrie, gândește-te de 100 de ori înainte de a-ți folosi fondurile în orice afacere, poziția planetelor în acest moment nu favorizează tranzacțiile și implementarea ideilor de afaceri, la începutul primăverii. Este posibil să ai nevoie de asistență financiară și vei găsi cu ușurință asistență în persoana unei rude sau a unui prieten. Acestea vor fi deosebite de generoase în a doua jumătate a lunii martie, astfel încât chiar și o cantitate mare o poți obține fără probleme. Ofertele interesante, promitând beneficii mari, pot ajunge când ești la drum sau într-un moment în care vei fi departe de casă. Ia în considerare că este posibil ca participarea la aceste proiecte să-ți ofere, pe lângă venituri, posibilitatea de a-ți atinge potențialul și de a ajunge la un nou nivel profesional. Cel mai bun moment pentru a începe să lucrezi la un astfel de proiect, în special dacă ești creativă, este sfârșitul lunii aprilie. În vara lui 2020 te poți aștepta la cheltuieli semnificative în legătura cu o achiziție majoră, investiții în educație sau o nuntă, încearcă să efectuezi aceste cheltuieli până la jumătatea lunii iunie, astfel încât acestea să treacă cu un risc minim prin bugetul tău, o mulțime de lucruri sunt de așteptat în toamnă, dar eforturile tale nu vor fi în zadar, plata trebuie să fie decentă și fără întârzieri, șeful va aprecia efortul și angajamentul de auto-îmbunătățire din partea ta, ți se poate oferi și o promovare. Fii de acord, dar numai dacă creșterea sarcinilor corespunde unei creșteri a salariului, încearcă să nu schimbi poziția în prima și a doua decada lunii noiembrie, nu intra în prima decada lunii noiembrie în jocuri de noroc și loterie, deoarece riști să pierzi o sumă mare de bani. Aspectul planetelor pe astrograma ta, în această perioadă, spărește instabilitatea și dependența de mediu. Va fi mult mai dificil să respingi ofertele aventuroase de banii rapizi, posibilitatea unei asanări rapide a carierei sau proiecte cu profituri fabuloase. Nu căuta banii obținuți ușor și nu te baza pe noroc. În acest an vei primi venituri din munca grea, calcul exact și acțiuni latent planificate. Viața de familie pentru fecioară în anul 2020. Vei fi preocupată cu probleme și perspective la locul de muncă. Acestea ți iau timpul pentru persoana iubită și pentru răsfățul copiilor. Dacă te-ai născut în prima decadă a semnului, respectiv între 23 august și 1 septembrie, de la serviciu, relaxează-te în cercul de acasă. Aranjează petreceri și sărbători pentru copii, inviteți rudele, în special persoanele în vârstă. Mergi în vizită la rude. Ferește-ți soțul de ochii soacrei. Într-o situație dificilă, Rudele te vor sprijini cu siguranță, iar comunicarea cu copiii va ajuta la ameliorarea stresului zilnic. Bucură-te de natură, relaxează-te de sălbăticia din oraș, principalele condiții fiind opțiunea bugetară și de parte de oameni. Dacă te-ai născut în a doua decadă a semnului, respectiv între 2 și 11 septembrie, nu rupe oamenii apropiați și nu te baza pe tonul de comandă, iar atunci nu vei avea certuri și tensiuni serioase în familie, ascultă dorințele copiilor și acele de a doua jumătăți, petrece sărbătorile cu rudele, și dacă finanțele permit, întreaga familie își poate petrece vacanțele la mare. Dacă te-ai născut în prima decadă a semnului, respectiv între 12 și 21 septembrie, cuplurile tinere vor începe să construiască activ cuibul familiei, Reaprovizionarea în familie este chiar la colț. Dacă ești în această categorie, te vei îngriji făcând un loc pentru copil. Invită rudele să te ajute, ascultă sfatul practic și experiența mamei și tatălui tău. Astfel familia va deveni mai puternică, iar ajutorul va fi absolut imposibil de refuzat și vei putea să te odihnești. Dacă ai state vechi în familie, pe primul loc vor fi copiii. Implicăți soțul în îngrijirea lor, fără un ton imperativ, folosind tactica pisicii care cere o mângâiere în plus. Sănătatea pentru fecioară în anul 2020. reaprovizionează-ți rezervele energetice ale corpului. În 2020 sunt recomandate alimentele bogate în acizi grași omega 3 și omega 6. Dacă te-ai născut în prima decadă a semnului, respectiv între 23 august și 1 septembrie, începeți dimineața cu o mică alergare sau un exercițiu ușor de 5-10 minute și vei fi plină de energie și pozitiv pentru toată ziua. Este mai bine să mergi în parc, nu-ți fie teamă să te antrenezi în orice vreme, pur și simplu îmbracă-te în mod corespunzător și ajustează-ți hainele. Un duș de contrast seara va ușura obosala, Uleiurile aromatice te vor ajuta la temperarea corpului. Seara, poți face practici de respirație și meditație, tu ai nevoie pur și simplu de un somn complet, cel puțin 8 ore. Dacă te-ai născut în a doua decadă a semnului, respectiv între 2 și 11 septembrie, nu este necesară o dietă sănătoasă pentru a menține puterea. Doar nu mânca prea mult. Evită pe cât posibil ce este coptă din cartofi și făină. Redu utilizarea zahărului și a sării, bea mai multă apă, mănâncă legumele și fructele de origine locală, mănâncă de 5-6 ori pe zi în porții mici și consumă nuci și fructe uscate ca o gustare. Încearcă meniul de pește de mare. Dacă te-ai născut în prima decadă a semnului, respectiv între 12 și 21 septembrie, nu te poți trata singură, mai ales cu ajutorul internetului. Verifică stomacul și ficatul cu un medic specialist, când exacerbează afecțiunile cronice, contactează specialiștii și, dacă este posibil, încearcă să te relaxezi într-un spital sau sanatoriu. Tratamentul, dieta și procedurile adecvate vor ajuta la restabilirea tuturor proceselor din organism. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!